Vreau să știți ceva. Trăim vremuri apocaliptice. Cine nu a înțeles acest lucru, doarme un somn adânc. Ceea ce nu au înțeles conducătorii noștri este că acest război nu este în primul rând împotriva oamenilor și a statelor. Este în principal împotriva lui Hristos. Veți vedea în curând că vor vrea să facă cât mai multe moschee și vor încerca să șteargă semnul crucii, chiar și de pe steagul nostru. Și, din păcate, conducătorii noștri pe care i-am votat vor spune că trebuie să facă moschei ca să demonstrăm că suntem toleranți, chiar și în Sfântul Munte se vor amesteca. Îi vor obliga pe aghioriți să lase să intre pe oricine. Veți vedea, vor cere să intre până și femei. Vor ajunge călugării să se gândească dacă să mai rămână sau nu în muntele Athos. Când un om nu are ce mânca, ar face orice ca să aibă puțină mâncare. V-am zis de atâtea ori să vă strângeți hrană pentru că vă va folosi. Grecia va suferi foarte mult de pe urma foametei și a bolilor, nu a războiului. Când veți vedea că oamenii nu vor mai lua pensie sau va fi atât de mică încât nu va ajunge, nu va mai fi de lucru, vor face în așa fel încât să nu se mai facă investiții. Cine să ne apere, acești conducători care sunt mincinoși și totuși nimeni nu are curajul să spună toate aceste lucruri, nu au curajul să se împotrivească sistemului, celor care ne conduc. Noi vrem să spunem adevărul. Vine o asemenea distrugere economică în zona euro, încât Uniunea Economică își trăiește ultimele zile. Nici nu trebuie să fii profet ca să înțelegi asta. Și totuși vă spun că este o profeție. Europa va fi distrusă. Planul conducătorilor luciferici a fost următorul. Mai întâi să strângă toate statele într-unul singur, apoi să le dea bani ca să facă o mulțime de lucruri, să construiască case, să cumpere mașini, de toate. Apoi, când toți au fost îndatorați, au declanșat o așa zisă criză economică și au început să ceară banii înapoi. Oamenii au înțeles atunci că nu au de unde să plătească. Tot așa s-a întâmplat și la nivelul statelor. Nu au de unde să plătească. Cine are atâtea miliarde ca să poată să împrumute Italia, Franța, Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, până și Germania? Veți vedea în curând cum se va întoarce ca un bumerang această criză și împotriva Germaniei. Cine are atâtea miliarde ca să împrumute statele lumii și acum le cere înapoi? Adică azi toate statele sunt îndatorate la cineva. Acest cineva, cine este? Cu multă îndemânare ascund acest adevăr. De ce? Această elită luciferică care a strâns bani mulți, multă bogăție, iar acum toate resursele naturale ale popoarelor, aceștia care sunt foarte puțini ca număr, îi putem număra pe degete de la o mână, în curând vor aduce toată lumea într-o primă fază a celui de-al treilea război mondial. Care este această fază? Prima fază este decăderea morală totală a oamenilor și distrugerea economică generală. Vor face ca în această Europa unită un stat să se războiască cu altul. Acum pare să fie unită, dar aceasta nu este realitatea. Câți cunosc, înțeleg aceste lucruri. Unul se află în conflict cu celălalt. Se va crea o stare generală de conflict în interiorul Europei, astfel încât un stat va spune altuia, tu trăiești pe spatele meu, un stat va acuza pe altul și aceasta, așa zisă Europa unită, va avea de suferit prima lovitură, războiul. Distrugere, disperare, foamete. Acest război economic va fi prima fază a celui de-al treilea război mondial. Este ciudat acest război mondial. Nu va fi așa cum a fost primul și cel de-al doilea război mondial. În acest moment, la conducerea țărilor, se află dictatori care direcționează soarta popoarelor lor, așa cum le dictează elita luciferică formată din acești cinci oameni. Aceștia vor folosi și credința oamenilor ca să facă un joc foarte murdar. Vor infiltra oameni în biserică, în aparență ai bisericii, în roluri cheie, pe care mai întâi i-au pregătit ca să îngenuncheze biserica. Și vor obliga mai apoi chipurile în numele iubirii
se unească toate religiile într-o pan-religie ecumenistă. Dar acest papă, care va juca rolul înainte mergătorului și al profetului mincinos, la început va face atâtea lucruri bune încât lumea îl va plăuda și se va bucura că au ales un papă perfect. Mai apoi își va da rama pe față. Își va da rama pe față, punând în aplicare anumite ordine, care vor părea la prima vedere bune și corecte, astfel încât lumea le va accepta. Aceste măsuri vor fi pregătirile pentru religia universală. Cine nu va fi de acord cu aceste măsuri, va fi excomunicat. Orice cardinal sau preot care va vorbi împotriva acestor măsuri va fi prigonit. Veți vedea o prigoană continuă în interiorul bisericii. Nu vă puteți imagina ce rău va veni în interiorul bisericii. Îi vor obliga pe conducătorii bisericii să facă ce li se va impune. Să știți că cel de-al treilea război mondial va avea trei forme. Prima va fi distrugerea economică, care va face ca oamenii să se supună și să facă ce li se va impune de către dușmanii lor. A doua va fi distrugerea credinței și impunerea deciziilor elitei luciferice, adică a pan-religiei, și a treia formă va fi cea sângeroasă. Acest război sângeros va avea două-trei faze. Mai întâi se vor isca războaie locale, între state învecinate, cum ar fi Coreea de Nord și Coreea de Sud, China cu Japonia, Turcia cu noi, o mulțime de războaie locale în toată lumea. Și ce s-a întâmplat în Orientul apropiat, în Libia, Egipt și acum în Siria, ce credeți că este? Toți sunt amestecați. Aceștia le-au declanșat și în Coreea de Nord tot aceștia sunt implicați. După ce se vor întâmpla aceste lucruri, toate aceste războaie între state, prăbușirea economică, imposibilitatea supraviețuirii, apoi va avea loc și izbucnirea unui mare conflict la care vor participa toate marile puteri ale lumii, precum este Rusia, China, Japonia și America. Atunci răul va deveni foarte mare. Atunci oamenii vor trăi disperarea. Ce stat va mai reuși să mai facă importuri? Că astăzi tot ce mâncăm iese din import. Ce stat va mai da hrană altei țări, din moment ce el însuși va avea dificultăți? Atunci va veni o mare foamete. Această situație va dura mult. Oamenii vor vedea că vor fi foarte des întreruperi în alimentarea cu hrană. Măcar de m-ar auzi lumea și ar strânge alimente care i-ar ajuta să supraviețuiască unor vremuri foarte grele. Doamne, cum vor răbda acești oameni! Să știți că toți ne temem. În această situație, ce vom face? Două lucruri. Să avem mereu niște alimente puse deoparte. Oricum, nu se vor pierde. Le veți păstra și chiar dacă nu se va întâmpla nimic rău, măcar să fie așa, le veți mânca mai târziu. Dacă se va întâmpla ceva rău, să aveți ceva pus deoparte, ca să nu vă prindă panica. Asta este pentru trup. Pentru suflet, am altele să vă spun. Toți sfinții din cer spun că îi vor apăra pe acei oameni care sunt evlavioși, care cred în Dumnezeu și împăratul nostru. Toți acești sfinți vă vor apăra. Se vor întâmpla minuni mari. Veți vedea că vom trăi cu atât de puțin în momente în care cei din jurul nostru vor avea nevoie de mult, pentru că va fi harul lui Dumnezeu care le va mulți. Vor dori să ne transforme în pioni, prin intermediul controlului alimentelor, a aerului, a apei, chiar și a gândurilor noastre și a sentimentelor noastre și a creierului nostru. Și spun asta pentru că ceea ce ne pregătesc sataniștii este ceva ce nu-și poate imagina nimeni. Și totuși acești sataniști și-au imaginat și vor ști cum să manipuleze și să controleze mintea oamenilor. Cum ne vor controla? Și nu mă refer acum la controlul exercitat acum prin televizor sau internet sau la controlul prin telefonul mobil, ci ceea ce va veni va fi ceea ce spune și Apocalipsa. Vegetluirea oamenilor cu cipuri. Nu vor fi ca aceste cipuri de azi. Acestea nu înseamnă nimic. Acestea sunt doar o prefigurare a cipului pe care îl va pune Antichrist cui va accepta. Nu vor obliga pe nimeni,
dar vor ști că nu vom putea supraviețui fără ele. Chipurile vor acționa pe două nivele. Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care putem să recepționăm programe la televizor. Prima oară vor încerca să ne dea această antenă pe căi ocolite, în special prin așa zise vaccinuri. Vor încerca să ne implanteze nanoechipamente în corp, invizibile cu ochiul liber și care vor juca rolul unui spion. Aceste echipamente vor putea citi și interpreta semnalele corpului uman. Aceasta va fi o parte din pecete. Al doilea nivel va fi un chip extrem de subtil pe care îl vor implanta pe mână sau pe frunte, un nanochip, nu ca acele pe care le știm acum, care va comunica cu echipamentele pe care le vom avea deja în corpul nostru și care vor funcționa ca un tot unitar, ca un computer și vor transmite informații. Acest dispozitiv va putea să interacționeze strâns cu materialul genetic al omului, cu creierul și cu sistemul nervos, astfel încât nimeni nu va putea să-l mai scoată. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi robiți de Antichrist. Și cine va înțelege că ceva nu e în regulă, nu-l va mai putea scoate. Cine va încerca să-l scoată, va muri. Aceia care vor primi semnul vor suferi mai mult decât creștinii. Dar asta nu se va întâmpla acum. Generația noastră nu va trăi acele vremuri. Următoarea generație va vedea aceste lucruri. Să nu vă imaginați însă că Antichrist va reuși să cucerească toată lumea. Nu va fi așa. Foarte multe suflete se vor revolta împotriva Antichristului. Vor fi războaie, prigoane, plângere și mult sânge. Dar aceia vor fi cei mai mari sfinți ai tuturor vremurilor. Până acum ne gândeam la Sfântul Dimitrie, Sfântul Gheorghe, Sfânta Ecaterina și ziceam: Doamne, de-am fi trăit și noi în vremurile acelea sfinte. Acum cei ce-L iubesc pe Dumnezeu vor avea în față, cu ajutorul lui Dumnezeu, vremuri de mărturisire și de posibilitatea de a învinge. Totuși, subliniez, ca să învingă acești oameni care doresc să-L mărturisească pe Dumnezeu și nu vor primi pecetea, trebuie să aibă totală încredere în Dumnezeu, să îi se încredințeze total lui Dumnezeu ca niște prunci. Și așa de mare va fi puterea Harului peste ei, că nimic nu va putea să le facă rău. Și nu în ultimul rând, ceea ce îi va apăra și îi va întări cel mai mult este Sfânta Împărtășanie. Cine nu se va împărtăși cu credință și cu dragoste, înțelegând că primește sângele și trupul Dumnezeu omului, acela va suferi mult. Puterea noastră în vremurile eschatologice va fi, pe lângă credința noastră în adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, va fi Sfânta Împărtășanie. Și încrederea noastră în Dumnezeu ne va face una cu El și Sfânta Împărtășanie ne va da puterea să vedem ceea ce ceilalți nu vor putea vedea. Nu vor putea exista în noi ceea ce sataniștii vor încerca să ne introducă prin înșelăciune, acele nanodispozitive. Sfânta Împărtășanie va avea o asemenea putere încât va anihila puterea a ceea ce vor să implanteze. De aceea vă rog, vă implor să vă schimbați atitudinea față de Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie nu este un premiu pentru virtute, ci este izvorul vieții, este însuși Iisus Hristos care se dăruiește celor care îl doresc și îl caută ca și salvator. Nu vine Hristos să premieze sufletele luptătoare, ci vine ca să întărească sufletele luptătorilor. Împreună cu El vom învinge, împreună cu Duhul Sfânt. Este greșit ceea ce spun cei care spun că vor lupta să devină buni, smeriți, ca să primească Duhul Sfânt. Cine credeți că poate reuși să ducă această luptă împotriva diavolului fără ajutorul iubitului nostru Iisus Hristos? Cu acest ajutor îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere, ca întăriți noi împreună cu El să ne luptăm cu diavolul. Și când Dumnezeu vede că îl rugăm din tot sufletul acest lucru, atunci ne dă Duhul Sfânt ca să ne întărească și să putem lupta. Și când va vedea că noi luptăm cu inima smerită, ne va acoperi cu toate darurile Duhului Sfânt. Atunci sufletele noastre se vor sfinți prin Dumnezeescul sânge, prin Duhul Sfânt pe care l-am primit prin împărtășanie. Ceea ce va urma acum
va face pe cei ce cred în Dumnezeu să îi dea slavă și mai multă, deoarece vor trăi în așa fel minunat, vor rezista în mod minunat și inima lor va fi plină de liniște, pace și iubire pentru Dumnezeu, în momente în care ceilalți vor trăi în panică și durere. Dar ca să aveți această pace în inimile voastre, trebuie să mărturisiți acest lucru. Doamne, Tu ești Dumnezeul inimii mele și Ție cu toată încrederea îți dau sufletul meu. Ceea ce Te rugăm, Doamne, este să ne inunzi cu dragostea Ta dumnezeiască ca să Te iubim cu toată inima. Câți vom spune această rugăciune, nu vom suferi de cele pe care le pregătește Satana pentru copiii Lui. Noi suntem copiii mult milostivului Dumnezeu, care ne iubește ca pe pruncii pe care îi poartă în brațe mama de prunc. Ceea ce trebuie să ne dorim este casa noastră să fie inima lui Dumnezeu, hrana să fie Duhul Sfânt, odihna noastră să fie harul Duhului Sfânt, iubirea Lui, îmbrățișarea Lui și copiii cerului, sfinții noștri să fie prietenii noștri, frații noștri. Doar cei care vor avea o familie în cer vor putea supraviețui vremurilor ce vor urma. Acum vom trăi fie minunea minunilor sau cea mai adâncă disperare.